Primăria Iași a obținut anularea parțială a unei hotărâri vechi de peste 30 de ani, potrivit căreia primăriei Miroslava îi fusese atribuite peste 120 hectare în zona Șes, Bahlui, deși amplasarea suprafețelor este pe teritoriul administrativ al Iașului. Disputa teritorială între cele două autorități a debutat în 2010 și a implicat numeroase procese în timp. Recent, una dintre cele mai semnificative decizii judecătorești a fost pronunțată. Primăria Iași a câștigat în faza de apel o hotărâre a judecătoriei, obținând astfel dreptate la tribunal. Și în anii 91 s-a făcut o nedreptate Iașului. Și la masa verde, nu mai amintesc cine era prefect atunci, primar atunci, președinte de Consiliu Județean atunci, au început să fractureze părți din municipiul Iași de sute de hectare pe care le-au alocat, vezi, Doamne, pe niște principii care n-aveau de-a face nici măcar cu legea 18, nici cu desființarea sau înființarea fostelor cooperative agricole, ci pur și simplu a fost o înțelegere în afara legii, dându-le celorlalte autorități în vederea punerii în posesie sau intrarea efectivă în administrarea celor UAT-uri, fără temei legale. Această luptă a început în anul 2016, s-a finalizat cu un prim proces, l-am amintit anul trecut cu Comuna Miroslava și s-a închis practic în tribunal astăzi, pentru că am cerut inclusiv desființarea completă a acelui ordin de prefect și a Comisiei Județene de Fond Funciar din 1991. Practic ne-am întors cu 32 de ani, am luat-o exact de unde rămăsesem acolo. Nu înseamnă că cei care sunt îndrituiți să fie proprietari acolo vor rămâne fără proprietăți, dar legal era ca altă autoritate să le ofere dreptul de proprietate, alt UAT, printr-un alt proces, prin alte comisii de fond funciar și, sigur, într-o modalitate care să le ofere și stabilitatea veșnică, să spunem așa, cum este garantată prin Constituție proprietatea privată și publică. Acest lucru se traduce prin extinderea patrimoniului municipiului Iași cu o suprafață totală de până la 121 hectare. Hotărârea Tribunalului Iași este definitivă și poate fi contestată doar printr-o cale extraordinară de atac. Motiv pentru care vreau să le mulțumesc colegilor mei de la direcția juridică, care au fost foarte consecvenți. Acest proces nu l-am dus cu avocați, ci l-am dus doar cu specialiștii juriști din primărie. Practic, cele 593 de hectare din Șesul Bahluiului, care cumplite și zona antibiotice și alte obiective de interes general, stațiile de transformare, stațiile de reglare de presiune pentru gaze naturale, sunt pe teritoriul municipiului Iași și, sigur, toate celelalte investiții care se vor petrece. Această victorie reprezintă un alt pas pentru primăria Iași în protejarea și extinderea teritoriului său. După câștigarea altor două procese semnificative legate de fondul funciar, unul cu primăria Miroslava și celălalt cu primăria Tomești.